Incendiul a izbucnit în jurul orei 18. Atunci, câțiva locatari au simțit miros de fum și au ieșit pe casa scării să vadă ce s-a întâmplat. Au văzut cum dintr-unul din apartamente ieșea un fum gros și au sunat la 112. Pompieri ajunși la fața locului cu o auto specială cu apă și spumă s-au luptat cu flăcările ce cuprinseseră bunurile din bucătărie. Mai mulți locatari au fost evacuați din imobil. La sosirea gărzii de intervenție ardeau bunurile din bucătărie, existând posibilitatea ca flăcările să se extindă și la celelalte încăperi. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Cel mai probabil acesta a izbucnit ca urmare a producerii unui scurt circuit electric.